Capitan, bună ziua, domnule Șerban. Capitan, dumneavoastră i-ați dat telefoane de amenințare, domnule Osticianu? Să rumână. Negativ. Este o minciună și este ceva... Dezmint acest lucru. Ați intervenit destul de agitat în emisiunea colegei mele, Maria Coman. Văd și pe site-urile, domnule Căpnean, de... Facebook, asta, văd că asta, faceți foarte multe afirmații la adresa domnului Osticianu, că minte, că personal nu-l recunoaște drept comandant profesionist. Eu nu vorbesc nimic în numele companiei, vorbesc în nume personal și am spus să nu fie dezinformată opinia publică. Domnul Osticianu a venit și la dumneavoastră la televiziune, era prezentat ca cel mai bun pilot și ca pilot comandant. Aș vrea doar să menționez că domnul Osticianu a fost pilot comandant la ATR pentru o perioadă foarte scurtă, când a fost retrogradat. Și de atunci domnul Osticianu, de vreo 26 de ani, coară copilot și nu va fi comandant niciodată. Da? Atât vreau să se consemneze și eu nu fac amenințări, eu dacă am să spun ceva, îi spun direct în față. Eu aș dori să se consemneze altceva. Dumneavoastră ați realizat înregistrarea video de la întâlnirea surorii dumneavoastră, doamna Mezei, cu domnul Cuc? Nu, nu. Este adevărat că ați venit, ați însoțit-o pe doamna Mezei la această întâlnire? Este adevărat, am însoțit-o, a coborât din mașină în fața casei, după care eu am întors mașina și am plecat. E adevărat că înainte să întoarceți mașina, să plecați, ați rămas în acea mașină și ministrul Cuc v-ar fi semnalat că v-a văzut filmând? Și dumneavoastră ați informat? Asta nu știu ce vorbește domnul ministru Cuc de mine sau dacă eu sunt subiectul dânsului de discuție. La ce oră se petrecea această întâlnire, domnule capitan? Să vă spun, acum, în momentul actual, este o anchetă la DNA și nu știu dacă eu trebuie să dau lămuriri cu privire la treaba asta. Organele abilitate își vor spune cuvântul, da? Întrucât ați participat la această întâlnire, cred că puteți spune public în ce context s-a petrecut ea și în ce context a apărut această înregistrare. Nu știu dacă m-ați înțeles. Eu nu am nicio legătură cu această înregistrare. Chiar dacă domnul Osticianu, trimis de nu știu cine, spune treaba asta, eu n-am nicio legătură. Mai mult decât atât, n-am ce să vă spun. Organele statului își vor face datoria. Stați puțin, dumneavoastră spuneți despre celălalt că este trimis de nu știu cine, dar pe dumneavoastră cine vă trimite? V-aș ruga frumos. Păi atunci și eu vă rog pe dumneavoastră, dacă faceți afirmații, să le susțineți. De cine e trimis domnul Osticianu? Păi nu știu de cine, vă poate spune dânsul de cine e trimis. Păi tocmai ați făcut această afirmație, trimis de cineva, deci aveți această convingere că e trimis de cineva. Dumneavoastră ați făcut afirmația că eu aș fi trimis de cineva. Și dumneavoastră de cine? Nu, v-am întrebat dumneavoastră cine este trimis. Dacă Osticianu e trimis de cineva, dumneavoastră cine este trimis? De exemplu, atunci când pe grupul piloților ați convocat adunare la acea conferință de presă... Eu am făcut asta din convingerea că a fost făcută o nedreptate, da? Bun, deci în calitate de frate și pilot, convins că s-a întâmplat o nedreptate. Bun, există acel regulament de care vorbește domnul Osticianu, pe care l-ați încălcat participând la această manifestație de stradă? Nu. Nu există. Ce vorbește domnul Osticianu, eu nu iau... Deci domnul Osticianu a fost dat afară din sindicatul piloților, tocmai din cauza că domnului Osticianu îi place să stea foarte mult pe la televizor. Eu cred că sunt pilot profesionist și vreau să ies din sfera asta, de a-mi susține cauza în fața televizorului. Cartea mea de vizită e dată de ce am făcut eu în aviație până la 42 de ani, cât am acum. Da? Domnule Șerban, capitan, puteau fi oprite 5 avioane la sol? Asta nu e treaba mea să vorbesc. Vă întreb în calitate de pilot. Putea fi oprit avionul pe care dumneavoastră îl pilotați? Eu nu vreau să fac nicio declarație în privința asta. N-am de ce. Nu știu organele... Nu știți dacă putea fi oprit un avion la sol? Eu nu știu, nu. Aveți vreo legătură... Dacă l-aveți pe profesionistul Osticianu, să vă spună tânsul, dacă puteau. O să-l întreb și pe domnul Osticianu. În același timp vreau să vă întreb pe dumneavoastră, pentru că astăzi... Domnul Osticianu a apărut în presă... Stați un pic să vă întreb și eu. A oprit un avion la sol. Domnul capitan, stați să vă întreb și eu. Că ați intrat în dialog cu mine. Dacă vreți un dialog cu domnul Osticianu, vă pot facilita acest lucru. Sursa Zilei spune astăzi că aveți o susținere din partea Partidului Național Liberal. Este real? Nu.
Eu sunt apolitic, nu am avut nicio legătură cu politica niciodată, niciodată n-am fost înregimentat politic. Este real faptul că în Tarom există întreaga dumneavoastră familie, practic tatăl, domnul capitan, dumneavoastră fiul, sora dumneavoastră, doamna Mezei? Haideți să lămurim și această poveste. Tatăl meu a lucrat din anul, nu știu, 64 la Tarom, da? Și a fost un domn foarte respectabil, a ieșit la pensie în 97. Eu sunt mândru că urmez meseria de pilot, sunt mândru că sora mea urmează meseria pe care urmează și suntem mândri că facem treaba asta. Sunt convinsă, nu am pus sub semnul întrebării acest lucru. Okay. Vreau să lămurim un lucru din nou pe care Sursa Zilei îl publică astăzi. A ajuns comandant pe ATR cu ajutorul lui Emil Dobrovolski la presiunile tatălui și apoi a fost trimis la Airbus 318, tot cu sprijinul lui Dobrovolski, care l-a făcut și acolo comandant peste rând și de curând și instructor. El a declarat în fața piloților reuniți la o ședință sindicală acum 2 săptămâni că sora sa rămâne șefă dacă pică guvernul la moțiune și dacă vine PNL în loc. Este adevărat? Nu este adevărat, sunt numai minciuni, numai lucruri false. Eu am spus că sora mea este profesionistă, am spus că sora mea nu este înregimentată politic, am spus că sora mea a venit pentru un ideal de a încerca să salveze Taromul și mai mult decât atât, mizeriile domnului Osicianu referitoare la cariera mea rămâne să întrebați instructorii din jurul nostru, nu pe mine. Nu cred că sunt eu în măsură să răspund la treaba. Este adevărat că prin firma părinților dumneavoastră, Scorpio Travel, se cumpărau biletele europarlamentarilor? Nu este adevărat. N-aș vrea să mai răspund la întrebări și la... Deci totul se va dovedi... Eu cred că sunt necesare toate răspunsurile la toate întrebările, domnule capitan, pentru că așa cum arată lucrurile... N-ar fi mai bine să lăsăm ancheta să se desfășoare într-un cadru legal? Să știți că jurnalistul își face treaba indiferent de anchetele penale și așa mai departe. Scopul meu este să informez telespectatorii. Care l-a spus dumneavoastră că este comandant și el este copilot și a fost retrogradat pentru niște probleme grave. De ce nu vreți, domnule capitan, noi ascultăm și o parte și cealaltă. Dacă domnul Osicianu vorbește și are informații... Păi vă ascult. Deci vorbim de 12 minute. Eu nu vreau să vorbim despre... familie, despre asta cred că sunt niște chestii pe care să le vorbim la noi acasă sau nu? Nu vreau să le vorbesc la televizor. Asupra dumneavoastră și a surorii dumneavoastră și a familiei dumneavoastră planează aceste acuzații. Asupra mea nu cred că planează aceste acuzații. Tocmai v-am citat ce publică Sursa Zilei și mi s-a părut normal ca dumneavoastră să aveți posibilitatea să răspundeți dacă tot ați acceptat să intrați în această emisiune. Cred că atâta timp cât există acest scandal, orice întrebare este binevenită, orice răspuns este binevenit. Cu atât mai mult cu cât dumneavoastră mi-a spus așa, sora mea a venit să salveze Tarom. La momentul în care sora dumneavoastră a fost numită la conducerea Tarom, s-au retras concomitent plângerile împotriva dânsei pentru proasta gestionare a banilor. Dumneavoastră, de asemenea, ați primit un rând de acuzații ca șef de agenție. De asemenea, erați șef la Amsterdam și ați fost acuzat că au dispărut banii, pur și simplu. Da, vedeți că faceți niște confuzii și pentru confuziile astea eu nu pot să vorbesc cu dumneavoastră. Care sunt confuziile? Cel mai bine este să le rămuriți. Eu nu sunt șef la Amsterdam și n-am fost niciodată. Și vă mulțumesc foarte mult. Ați lucrat la agenția noastră de la Amsterdam? Nu am lucrat, doamnă. Faceți o greșeală. Doamnă, eu sunt pilot din 2004 la Tarom. Da? Sunt pilot, este vorba de soțul, aveți dreptate, este vorba despre soțul doamnei Mezei. Vedeți că sunteți într-o confuzie și dumneavoastră Am lămurit-o rapid. Stărumâna, mulțumesc frumos. Numai bine. Atâta timp cât ați vrut să vorbiți în numele surorii dumneavoastră, domnule capitan. Nu am vrut să vorbesc în numele meu, doamnă. Ați intrat prin telefon, inclusiv sâmbătă seara la Antena 3, dorind să faceți. V-ați însoțit sora la acea conferință de presă cu ghilimele de rigoare ca la un protest. De asemenea, ați însoțit-o la întâlnirea pe care a avut-o cu ministrul Cook. Eu cred că nu sunteți așa pe cont propriu, cum spuneți, un pilot din Tarom care vorbește și care vrea să-i dea o replică lui Osicianu. Văd că sunteți sunt 100% implicat în această chestiune. 100% pe cont propriu, doamnă.
Păi, asta spun, sunteți pe cont propriu, dar în dublă 100%. Calitate și de pilot și de frate care participă la această chestiune. Incită, stați puțin, incită, domnule capitan, ați incitat la ieșirea la protest în spatele surorii dumneavoastră. Nu, doamnă, asta e un lucru. Păi, da, citez, nu, doamnă, n-am incitat. Citez. Eu la 16 o să ține o conferință de presă în față la CPT. Eu sunt primul acolo și sare și Dobrovolski. No, haideți să fim acolo în număr cât mai mare. Dacă asta nu este mobilizare de stradă, ce, doamne iartă-mă, e? Păi nu știu, dumneavoastră știți, eu nu știu despre ce mesaje vorbiți. Nu recunoașteți această comunicare pe care ați avut-o colegii dumneavoastră, Cristian Pașculescu, Cati Teleoca și Dobrovolski Emil? Nu știu despre ce vorbiți. Despre oricum nu trebuie să vă treaba asta, este personală. Este o problemă personală. Păi e o problemă publică, nu mai este o problemă personală, domnule capitan. Păi vorbiți cu domnul Osiceanu, că vă lămurește dânsul. Vă mulțumesc domnul pentru intervenția în obiectiv. Eu am dorit să vorbesc în cel mai mult cu dumneavoastră, după cum ați văzut și din numărul de limit alocat aceste discuții. Pe mine doar ați vrut să-mi aduceți prejudicii. În ce imagine. Fel am dorit? Am dorit să clarificăm informații pe care presa le publică. N-ar fi trebuit cred să clarificăm. Domnule capitan, o mai mare favoare decât să aveți la o oră de mare audiență ocazia să răspundeți lucrurilor care se scriu despre noastră în presă. Eu nu cred că asta e un prejudiciu, ci o favoare foarte mare. Să aveți ocazia pentru un public numeros să explicați lucrurile de care sunteți acuzat. Nu, eu vă explic un singur care lucru. Domnul Osiceanu este copilot. A fost retrogradat pentru probleme grave. Nu aveți o obsesie cu acest Osiceanu. Pentru copii? Deci aveți o obsesie cu acest Osiceanu. Păi eu doar despre asta vreau să vorbesc. Restul, organele statului, abilitate, își vor spune cuvântul în problema asta. Eu n-am ce să comentez. Eu nu vorbesc despre Tarom, eu vorbesc strict de domnul Osiceanu. Și în emisiunea trecută, când am făcut intervenția, domnul Osiceanu m-a acuzat pe mine de niște lucruri care am vrut să le infirm. Atât. Eu nu vreau să vorbesc de problema Tarom acum de Tarom. Am eu înțeles. Vorbesc strict despre domnul Osiceanu. Am înțeles. Domnul Osiceanu are niște probleme grave. Mie mi se pare că la fel de grave sunt, domnule Șerban, capitan, și acuzațiile aduse surorii dumneavoastră, cum mi se pare deosebit de grav că dânsa a așteptat să fie demisă câtă vreme n-a fost demisă, n-a adus aceste lucruri în lumina soarelui, reflectoarelor, a acceptat să se întâlnească prin parcări. Dacă mă lăsați două secunde să vorbesc. Tocmai pentru aceste lucruri pe care le spuneți dumneavoastră, tocmai din cauza asta, sora mea acum este la DNA și le va clarifica. Dacă și era, că DNA-ul le clarifică dacă mai bine. Dacă nu era demisă, aici am și eu o întrebare. Oare ar mai fi fost la DNA? Credeți că nu? Eu cred că da. Nu știu, până una alta pe sora dumneavoastră am văzut-o acceptând să se întâlnească noaptea prin parcări cu ministrul în funcție. Dacă dumneavoastră vi se pare normal acest lucru, eu consider că nici din partea unuia, nici din partea celuilalt n-a fost normal. Eu nu vreau să comentez treaba asta, fiindcă nu sunt procuror. Păi ați dus-o ca frate la cuvântul. Această întâlnire. Procurorii își vor spune cuvântul în problema asta. Ați nu dus-o eu. Ca frate la această întâlnire. Am dreptul să am soră. Cum evident, nu. Eu vă spun că ați participat la o acțiune. Frate, tată, mamă, aveți drept. Ați participat la o acțiune care acum este în vizorul publicului. Eu nu vă întreb despre intimitatea familiei dumneavoastră. Păi asta, exact despre asta mă întrebați. Nu, nici poveste. Ați participat la o întâlnire a surorii dumneavoastră cu ministrul? Eu nu am participat la nicio întâlnire. Eu am făcut, ați recunoscut că ați dus-o? Eu am dus-o de la mine de acasă până la ea acasă, doamna. Asta am făcut. Nu am participat la nicio întâlnire. Și nu știa că se vede în parcare cu ministrul transporturilor? Nu. Minunat. Atunci da. Uite, am notat că n-ați știut că rog, o așteaptă cu în parcare. Vă rog foarte frumos. Și mai notați că domnul Osiceanu nu este reprezentativ pentru piloții din cadrul companiei Tarom. Și cum dați dumneavoastră o listă de reprezentativ cu care avem voie să vorbim? Vă dau. V-aș ruga frumos să-mi dați un mail și eu o să vă scriu un mail și o să vă dau efectiv nume. Perfect. Criteriul pe care, în baza căruia i-ați ales, care este? Facem un criteriu, îi alegem aleator, cum doriți dumneavoastră.
Am înțeles. Uitați, îmi păstrez libertatea de a asculta ambele tabere din Tarom, în ciuda recomandărilor noastre privind reprezentativitatea. Vă mulțumesc, domnule Căpitan.